Bine v-am găsit, oameni buni, la Digi Sport Special. Suntem într-o nouă zi de Cupa României, faza grupelor, așa că de-aia nu avem prelungiri la Hermannstadt cu Șepși și s-a terminat 1-1, fiecare echipă a câștigat câte un punct, nu mai putem râde nici noi de cei de la declarații când spun în cupă că au câștigat 3 puncte. Asta se schimbă lumea, trebuie să ne adaptăm. Aici în studio suntem împreună cu Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuș și Remus Răureanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Salut! Și o să vorbim, bineînțeles, despre meciul care urmează. Doar două vorbe despre ce s-a întâmplat astăzi la Sibiu. Remus, cum ți s-a părut? Cred că e frustrant, mai ales pentru Sepsi, care a și condus și pentru care e mai importantă competiția aceasta. Pentru Hermannstadt nu vă să conteze foarte mult cupa. Pentru Sibiu e important să rămână în prima ligă. Cupa e așa, un bonus, e ceva de încălzire. Și de ce crezi că pentru Sepsi e mai importantă cupa? Sepsi a mai câștigat. Le-a cam câștigat un anii trecuți, da. Și e un club unde a ajuns de puternic încât să-și propună să câștige competiția, să meargă în Europa League, pentru că e o ediție importantă aceste competiții în care câștigătoarea merge în Europa League. Din campionat nu poți să ajungi acolo, poți să ajungi doar dacă ești campion și ești eliminat la un moment dat. Da. Altfel n-ai cum să capeți un bilet pentru Europa League. Jocul n-a fost rău, au existat evenimente, faze importante. Sunt în continuare, ca în fiecare ediție, și o să vedem și acum, echipe bune din campionat care nu tratează foarte serios. Sau în cazul în care nu obțin un rezultat bun, ne creează impresia că nu o tratează foarte serios. Că... Dar vedem și din alcătuire că unii nu tratează. Cât de serios trebuie să tratezi meciul ca să bați pe Tunari? Corect. Când tu ești Universitatea Craiova. Corect, da. Acolo nu e vorba despre tratament. Cât de serios trebuie să fie? Da, seara asta să ai Butan, Găman, Mino, Alhasan, Neguț, Paraschiv pe bancă, clar că... Da, sunt de acord. Că nu te-a interesat. Nu, că nu i-a interesat, eu aici că nu. Pentru că după aspectul jocului, mie mi-a plăcut Hermannstadt cum a jucat. Adică, da, adică nu pot spune că Hermannstadt, domne, a renunțat practic la meciurile din cupă și și-a amenajat jucătorii. Dar nu, cei care au intrat și-au făcut datoria, iar pe parcurs jucătorii care de regulă sunt titulari și-au adus și ei un aport substanțial în obținerea acestui rezultat. Era Iene într-o imagine. Da, mi-au semnalat și colegii, n-am apucat să-l văd. Cum v-am anunțat și de-aseară, Emerick Iene e prezent la meci, cred că și... a fost la antrenament. Bănuiesc că vine și la meci, nu știu exact asta, informația asta n-am înțeles. Neșu. E reconfortant să-l vedem pe Emerick Iene la partidă. Nu putea să o rateze în orice condiții. Mai ales că, cred că acum vreun an și ceva l-am văzut la sală, la un meci de basket, parcă pe Emerick Iene. Da, așa, nici... Farul nu și-a propus, adică nu și-a propus să ia bătaie, nu? Dar schimb niște jucători pentru că vrei să-i mai vezi și pe alți. Când să-i vezi? Da, când schimb mulți jucători, mi se pare că dai și un semnal în vestiar, în lot. Nu e foarte importantă competiția. Deci tu dacă ai fi rezervă la o echipă de fotbal. Nu, da. Nu, și vine meciul de cupă, să câștig, să impresionezi. De cupă și vezi că s-au făcut multe schimbări. Chiar astăzi ascultam o declarație a lui Guardiola apropo de meciul ăsta din Cupa Ligii cu Newcastle. Și spunea că e important să vedem și ceilalți jucători care nu au jucat foarte multe, care nu au foarte multe minute. La portar cel puțin e clar. Cupa Ligii e rezervă. Și sau în Cupa Angliei. A fost un sezon în care Klopp nici măcar n-a mers la un meci. În Cupa Angliei. În urmă cu un an sau doi. Da. A fost și scandal în Anglia, că acolo fiind tradiție importantă a Cupei Angliei. Da, era ceva. Nu știu. Oamenii au zis, nu se poate undeva și a preferat să aveau de jucat în două zile și a protestat și a zis, nu se poate. E inadmisibil programul. Da. Aveau de jucat ceva în două zile. Și s-a dus la urma unul dintre meciuri. Da. Da. Bun. Hai să vedem echipa FCSB-ului pregătită pentru partida de la Oradea, unde bineînțeles că este stadionul plin, lumea dornică să vadă fotbal. N-am mai văzut de mult fotbal cu echipe de prim plan din România. Ultimul sezon în prima ligă pentru FC Bihor în 2004. Vlad este în poartă, apropo de ce spuneam mai devreme. Crețu, Haruț, Înghezana, Ganea, avem pe lateral avem rezervele, că aici la fundașii centrali, în lipsa lui Chiricheș și a lui Daua, nici nu prea avea alte variante. Și cu Alexandru în ultimul meci, nu? Da, cu meci înainte a jucat Haruț. Da.
Djokovic, Alexandru la mijlocul terenului și Gogescu apare acolo, Rădăslăvescu, Miculescu și Octavian Popescu, eliberat de prezența lui Florinel Coman acolo. Așteptăm spectacolul și capitan, am văzut Popescu din Cupa României, da? Cred că el e capitanul, da. Da, el e capitanul echipei. Bun, cum credeți că va evolua FCSB-ul? E diferență foarte mare, chiar și cu cei care nu au jucat foarte multe minute. E interesant să vedem pe Ganea la lucru, da? Uite, pe Lisandru în poziția asta de mijlocaș la închidere, cu Gogescu și Djokovic puțin mai avansați. Radaslavescu în dreapta, nu știu dacă e formula așa, poate fi un 4-3-1-2, vom vedea să fie... Data Popescu în stânga, Miculescu, să vedem ce mai jucăm în dreapta acolo, mai sus. Poate Gogescu și să fie Radaslavescu la mijloc. Da, nu știu, poate Gogescu e mijlocaș. Gogescu nu cred, e un mijlocaș defensiv. L-am văzut în Olanda, în amicale, folosit în vara aceasta. A jucat doar ca mijlocaș defensiv. M-aș mirea să-l văd într-o altă poziție. Sau poate nu joacă 4-3-3. Nici Radaslavescu nu joacă 4-3-3. Radaslavescu nu e extremă nici. Da. Ne vom vedea. Vedem cum îi așează Elias Haralambos. Da, îți trezești ceva amintiri? Ce băia bun. M-a luat la rost Marius. Aseară ți-ai amintit de meciul ăla, FC Livorno, păi Steaua. E o diferență totuși. E o diferență, acum nu se cheamă Steaua, e FCSB. Exact. Asta seară joacă FCSB-ul, atunci a jucat Steaua. Așa este, da. Dar chiar vrei să povestiți ceva despre meciul acela, că vorbeam și... Nu am ce să povestesc așa, că nu e nimic, să spunem așa, senzațional. A rămas controversat o legendă. Faptul că noi am câștigat în minutele de prelungiri, sigur că fiecare poate să spună că am jucat și vreo jumătate de oră în plus, după expirarea timpului regulamentar, dar n-a fost în niciun caz așa. Noi cred că am început foarte bine jocul, dacă mi-aduc bine aminte, am condus cu 1-0, a dat Berlo parcă un gol, după aceea... A întors FC Vihorul, da, 2-1. Cu Mujnai, Mujnai două goluri, da. Iar... După aia nu știu ce a pățit Mujnai, dar a fost schimbat repede. Eu habar n-am, nu, da, Vali, da. Chiar... Deci, dincolo de legendă... Acum ce vrei să spui, că a fost pedepsit, că ne-a dat două goluri? Astea goluri, sunt sau... declarații ale oamenilor de acolo, eu nu vorbesc din... Nici n-am văzut meciul. N-am văzut meciul. L-au menajat, nu? Pe Mujne. Nu, la oamenilor de acolo. L-au pedepsit. L-au pedepsit că a îndrăznit să dea două goluri. Da, declarații ale lui Mujnai, ale lui Lăzăreanu. Domnule, a venit secretarul de partid. Hai să fim serioși, Valică. Marius. Acum, sincer, eu n-am fost acolo. Vorba lui Țețe Moraru. Îi băteam și la două noaptea dacă ne trezeam din somn. Oricând, în orice zi. Da, dar dacă... Despre ce vorbim? Dacă am luat cifrele de la meciul ăla... Marius, și în cele mai bune momentele lui Real Madrid, și când a luat 3 la rând, și Realul mai avea niște înfrângeri în campionat. E adevărat, dar asta... Și, ia, și Realul putea să spună, îi băteam oricând. Dar asta nu înseamnă... Dar mai ia niște bătăi. Dar asta nu înseamnă că, vezi, Doamne, cineva din conducerea Stelei a vorbit cu cineva din conducerea de partid și a zis, Doamne, schimbă-l pe Mujnai, că ne-a dat două goluri. Alții au altă opinie și vorbesc despre faptul că a venit secretarul de partid. Alții care, Vali, eu am mai văzut declarații de astea, alții care nu prea au făcut nimic în fotbal și n-au avut rezultate, își dau și ei cu părerea că au jucat rezultatele voastre. Asta au jucat, că au jucat un meci cu Steaua și și-aduc aminte de ăla. Nu poți să te contrazi, Marius, pentru că n-am fost acolo. Haideți să raportezi la ce mai spune lumea. Dacă vezi și versiunea mea, speța asta. Un lucru este cert, a fost 1-0, 2-1, 2-2, da. am avut o prezență destul de mare în terenul adversarului, am stat foarte mult acolo, am presat, 2-2. Într-adevăr, golul 2 s-a dat în prelungit, golul 3, Gabi Balint a marcat golul 3. Asta nu înseamnă că n-am meritat victoria la meciul ăla. Sau că de ce s-a prelungit cu 5, 6, 4, 7 minute. Asta a fost, știi cum e, dacă tot s-a prelungit meciul, trebuie să fructificăm, nu? A rămas în legendă și pentru că nu era ca la cu 8 minute de prelungire, să prelungești. Atunci nu se prelungeau, da. 1, 2, era se un eveniment un minut, în sine, 2. Prelungirea meciului cu multe minute. Da, da. Știi cum era acolo, știi cum se trăgea de timp și înainte de Revoluție? Da. Mingi pe afară, nu mai venea mingea în teren. Mister, dar nu se prelungea meciul. Dar nu se prelungea. Dar la meciul ăla s-a prelungit. Dar nu numai la noi s-a prelungit, să știi. La unde? S-a mai... Pe mine mă amuză că
Eu mi-am cam aminte exact și am imaginea meciul ăsta. I-am dominat, au dat două goluri, au fost oameni, s-au ridicat la un nivel foarte bun. Acum s-a prelungit câteva minute și am dat noi gol, puteam să jucăm trei zile să ne dăm gol, nu? Da. Teoretic puteau să marcheze ei în prelungire. Sau putea să dea și gol, nu în prelungire. Adică asta nu înseamnă că nu ne ridică la un nivel bun. Dar s-a prelungit meciul. Hai să spunem puțin mai mult ca să... Ca să fie cineva. Hai să spărăm Marius pe noi. Păi nu, dar când aud astea că mamă s-a prelungit jocul ca să câștige Steaua. Exact cum ai zis tu mai înainte. Exact cum a spus el mai înainte, a spus că puteau marca și ei. Și ei. Da. Deci nu s-a prelungit meciul ca să câștige Steaua, că puteau marca și ei. Probabilitatea amenință. Știi care e diferența între noi? Dar nu ai că stai o speță prea... Că nu-mi place mie să discut de altcineva, de alte echipe sau nu știu ce. Cu noi au jucat băieții ăștia. Adică s-au unicat la nivel bun, a fost, au dat și două goluri, adică... Și cu alții nu jucau la fel. Nu. Dar nu a fost niciun aranjament. Am câștigat. Că nu s-au dat la o parte. Pe asta spun. Cu noi nu se dea nimeni la o parte. Asta e speța, de fapt. Oamenii de acolo, care au mai trăit, care au mai apucat să mai spună ceva... Urmă, Buzneaia venind la noi. Păi da, știu, tocmai de-aia el a fost puțin mai reținut, dar tot s-a mirat și el că l-a schimbat în 70, când dăduse două boabe. Tu nu te-ai mirat după un meci în care dai două boabe să te schimbe în 70? Bă, nu știu, dar vrei să spun ceva? Nu cred. Sau că a fost o decizie tactică să bage un fundaș. Frate, că nu știu ce să spun eu de ce au făcut ei sau cum au gândit ei. Dar eu ți-o spun sincer, pe joc, am stat numai la ei în careu acolo pe joc. N-au ieșit de acolo, adică dacă vedeam cifre sau vezi meciul, o să vezi. Era puțin probabil să dea FC Bihor gol, că stăteați numai în careu loc. Păi și atunci cum? Da. Dar până la urmă, Marius, știi, să discută speța asta de la Oradea și nu dezvoltăm... Circul ăla cu spectatori din trecut, ce s-a întâmplat? Care? Păi, ce s-a întâmplat în perioada aia? Păi, cum nu dezvoltat? Am mai tot dezvoltat. Era circ. Păi, ce la care participa deci toată lumea. Deci, cu noi jucau toți. Păi, n-aș fi atât de convins. Da? Nu trebuie să mă convingeți pe mine. Știi de ce spun că jucau toți? Că știi cum e, că... Și cine era președinte la FC Bihor atunci? Da, Gațu. Steaua... A demonstrat și în cupe europene, a demonstrat și în Europa. Nu sunt de acord. Problema a demonstrat și la echipa națională, că e greu să pui la îndoială că... Nu e ceva care știrbește meritele, care tocește aura acelei echipe, în niciun caz. Da. Eu asta spun, că e foarte greu să pui la îndoială că singurul lucru se poate discuta, că s-a prelungit meciul puțin mai mult. Da? Dar și acolo trebuia să joci, să o bagi în poartă. Că și acum se dau 12-15 minute de prelungiri la clasamentul mondial și nu dau gol oamenii. Nu scriu, nu? Da, nu e obligatoriu. Da, asta spun. Bun, Marius, cum vezi?